creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc pe 22 martie sfinții 40 de mucenici aceștia au fost toți ustași. într-o vreme când credința creștină era considerată pagubitoare pentru bunul mers al lumii fiind executați pentru că au ales creștinismul potrivit tradiției gospodinele prepară în această zi mucenici ca simbol al sacrificiului celor 40 de ostași creștini mucenicii se prepară sub forma unor colăcei copți în cuptor în formă de opt sărbătoarea Mucenicilor marchează începutul anului agrar, considerat un hotar între iarnă și vară, între zilele reci specifice Babei Dochea și vremea călduroasă din zilele mușilor. În ziua Sfinților Mucenici se face prognoza vremii până la sfârșitul anului. Astfel, se spune că dacă plouă în această zi, va ploua și în ziua de Paști. Dacă tună în timpul zilei, se spune că va urma o vară în care recoltele vor fi foarte bune. În schimb, dacă în ajun este vremea rece și îngheat pământul, iarna va dura până la Sfântul Gheorghe. Tot de astăzi se întorc cocostârcii și berzele.